Bună dimineața, dragilor! Astăzi, după 2 ani de zile, termin și eu, sper, Brera. L-aștept pe ea din mecanicul să vină să-mi schimbe discurile și plăcuțele. Merg acum să-i pun cauciucuri pe noile mele roți, aduse de prietenul meu de la Venom Wheels. Așa sunt, stau de ceva timp. Și mergem să le punem, pa-ba, cauciucuri, cauciucuri, cauciucuri. Da, e murdar la mine aici. Abia aștept. Să nu știți nimic de freza mea, da? Hai, hai să vedem cum o să iasă. O anvelopă ok. La cât merg eu cu mașina, adică 5 km pe an. În 2 ani n-am făcut 5 km, dar... Că s-a scumpit motorina. S-a scumpit motorina, nu. Benzina, consuma 25. Deci unul de 2 ani să fac, am să iau ca anvelope noi, decât să iau second hand Pirelli și alte firme, mai bine să iau unele noi nouțe. Ia uite, îl am și pe omul meu aici, care îmi schimbă de 5 ani cauciucul la toate mașinile. Bine, scump! Da, e! Ha-ha. 380 de lei anvelopa, ca să știți. 245, 45 de 18. Și arată foarte bine. Ce are 318? 380. Câte mă? 383. Foarte bun. Permit să plătești reparația la domiciliu. Exact. Că te-ai un master. Da. Așa, ce? 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 Și așa mă prezint eu, nu pot să umblu altfel pe stradă. Ia, dă să văd. Dă să văd. Ce ia? Da, uite. Haide, ia sculele din mașină și să dăm urmă. Cum ia sculele din mașină? Cum, uite, am plătit toate serviciile, mă. Uite cum se vine, mă, uite. Ia. Exact, am plătit toate serviciile. N-ai plătit nici măcar lampa asta, care costă 400 de euro. Snap-on. Ei nu știu ce e Snap-on. America. Pistol. Bracket tools. Ia pucă de asta. Eu nu pot ca în spatele, prof. Bine, ia astea, că astea poți să le duci? Da, pot. Dacă le dai pe jos, le plătești. Da. Deci tot ce strici, plătești astăzi. Deci și aia, să o duc și pe aia. Lampa? Nu lampa, aia. Asta? Da, ești pregătit? Păi ce? Sunt pregătit de ce? Că cine știe ce lucrare am de făcut? Să pui discuri ventilate, mă. Măcar nu mai spune ce facem la mașină, zic că facem ceva mai grav. Nu că punem niște discuri și... Mă, am căzut asta. Mă. Îți place? Da. Hai. Talangă. Nu pot să lucrez decât așa. Africa, Dakarul, astea, mizerii astea. Ăla e la de la mol? 10 lei? Ce mol, mă? A? Cum mol, mă? Păi de unde e ăla? Păi ce scrie, mă, la mol? Scrie pe ele, cum te cheamă? Da. Ești copilot. Aici am fost copilot. Aici, uite, pachetul meu, aici mâncam. Dimineață, prânz, seară, dimineață. Africa Eco Race. Și vin să lucrez la domiciliu. Așa. Pustietatea asta aici. Haide. Opresc că vreau să te bat. Ia uite. Aia a fost doar limbaci. Ia uite.
Ia uite. Ia uite. Ia uite. Ce e asta? Cum te... Rață. Mi-e la de mâncare? Da. Ia uite. În caserol așa? Da. Asta nu e rață, e pui. E rață. E pui. Miroase a pui. Eu știu cum miroase rață. E rață. Și cafea, expreso, ia uite. Ia uite. Ai și cafea? Ia uite. Asta e la ceașcă, da, mulțumim. Atractive servicii de calitate și o infrastructură turistică mai bună. E bună de asta vreau. Mai multe localități din județul Comarna au început de mersul la. Nu știi? Deci cum n-ai un să pui cricou? La ce contează? Gata, glumă, glumă, ne vedem de treabă, da? Ai băgat ăla acolo unde trebuie? Deci nici nu am apucat și ai început să întreb. Ai băgat alea unde trebuie? Am băgat exact unde trebuie. Ia uite. Nu e plasticul de la de sunt vreau parte. Te omor. Nu e pragul, mă. Ce plastic? Te omor. Nu e pragul, am zis. Până la pragul ăla. Ah, dă-i sus. Ia dă-i sus. Dă-i la măcaratul. Și nu, și taci. Dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Stai un pic. Bă, nu mă, dă-i mă. E pe suportul de cric. E pe suportul de cric. Și de ce părește? Părâie că a prins un pic. Ia să slăbește un pic. Bă. Așa. Bă, 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 nu mă enerva. A, da, ia, dă-i acum. Dă-i. Bă, ce-ai făcut acum? Băi, facem treaba sau facem catering? Că eu te întreb pe tine. Dă-i. Dă-i liniștit. Liniștit. Liniștit, nici nu ne oprim. Atenție să nu spargi farurile la BMW. Ia uite. Ma. Gata, roțile astea, pailii cu Dragnelu. Să de vânzare pentru cine vrea, cauciucuri noi, roți noi. Sunt noi. Cauciucuri noi, roți noi. Noi. Tot 2003. Cu siguranță, Comandă e un loc atrăgător. Da, și mă, din gură. A, nu, nu, nu. 2014. Ai văzut? 2014, bune. Ia uite. N-avem... N-avem spray de discuri. Luăm un parfum de la Anda și le spălăm cu un parfum. Că n-am luat spray de discuri. Frumoase, ventilate, aerisite, gravate, mavate, ce trebuie? Ceva, culoare frumoasă. Păi da. Exact ca la mașină. Haide, ne vedem de treabă. Pregătiți? Cât o fi la roată? Cine știe? Ia vezi dacă ai instrucțiune acolo. În primul rând, cât costă, ca să știu dacă te-a pus sau nu te-a pus. 100 de euro pe fiecare roată. Strânge, gata. Nu le mai fac, nu le mai fac. Ce strânge, gata? Nu le mai fac. Nu poți da 100 de euro pe o roată, ești nebun? 100 de euro pe roată, plus deplasarea, 100 de euro, împreună cu scurile, 150, că sunt băiat, ai luat rața aia care îi pui. Nu, e rață. E rață, măcăream. Deci am apucat. Stai așa, schimbă și roțile? Da. 200 de lei. Înlocui roții. Deci 200 de lei, asta înseamnă că îți dau 8 milioane, nu? Cum 8 milioane, mă, 400 de euro și cu 200 scurele și 400 de euro sunt 2000 de lei. Lasă vrăjeană. Nici o vrăjeană. Se pare că nu merită mașina asta? Dacă nu merită mașina, nu-i dai. Ce nu merită, nu dai, mă, ce... Doamne iartă-mă, plătim acum deplasări și asta. Nu. Treabă facem? Sau doar gura de noi? Păi și n-aveam? Unde-s discurile mele, mă? Astea le-am făcut bani. Le... Ai luat discurile? Și unde le-ai pus? Le-am pus la Alfa cu Sergiu. Știi pe Sergiu? No. I-am pus la Alfa lui, care e la fel umbrela ca a ta. Și săraca mărând, n-avea bani de discuri. L-omor. L-omor. Yeah.
Cred că e același pas aici. Uite. Ai pus cercul? Cercul? Da. Am pus acea bucșă care de centrare a acestei roți. Vrei să vorbești? Nu, vreau să vorbești. Nu cum încalți jantele. Da, încalți roțile. Și mie cineva, cum poți să încalți niște jante? Încalzi mașina. Că tu te încalzi ca om, ai văzut postarea? Ai văzut postarea? Nu. Nu? Nu. Uite pe telefonul tău. Nu-mi place aici. Nu merge? Nu știu ce să zic. Hai că mergi. Mamă, hai că luat-o. Bombă aici, nevă. Schimbă toată mașina. Că aici are rupt ceva. Și s-ar putea să... Ia să vedem aici. Deci ce vrei să-mi spui mie? Că nu ești în stare să calezi mașina. Ia dă-i puțin la trompetă. Fără să mă lovești, animalule. Dă-i. 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 O să dea în plastic ăsta. Am zis dă-i. Am zis dă-i. O să dea în plastic pe ăla și o să te omor. Deja se mărește distanța. Se cunoaște că n-ai fost nici la școală. Păi, eu te plătesc, ia te-ți mă mâncați și gura ta. Deci ai băgat bine? Ce filmez? Ce filmez, mă? Nu-și treaba ta. Bă! Am are pânze de păianjă de când am mai făcut mult toată mașina asta. Ia uite! Am ridicat. Deci problema roților e că ating în etrier. Pe față. Pe spate nu ating. Dar pe față ating. Aici e problema. Situație nu e o problemă. E o situație, da. Să găsim și rezolvarea. Nu te știu ce muzică te țin aici ca să... Să fii bine, să... Pentru cine? Pentru tine. Cu muzica asta? Da. Oricum durează foarte mult. Mă ții din treabă. Nu e normal. L-a rupt-o și pe asta. Of. Mă pleacă de așa. Ce zici? Ah. Ți-a crescut părul în zona asta, de ce? Ah. Încă o roată. Alți nervi. Uite, aici e bine, nu atinge, e? Aici e loc. Da, pe față... Acolo e loc, nu ca aici unde mă strecur eu, lucrez în condițiile astea inumane. Astea sunt condiții inumane. Da, asta este. Vrei 800 de euro? Nu, 600. 600 vrei? 600. Ai mai scăzut? Nu, nu, am zis niciodată 800. 400 fiecare roată, plus sculele, plus diverse dificultăți la demontare, pe care le-am întâmpinat aici. Asta e. La discuri astea le-am ales bune, nu? Da, astea sunt bune. Vezi că trec aia cu mașina de gunoi. Trec aia cu fier. Ferve, cumpăr. Le dai la fer. Bune. Cababelele, le strânge aici, să fie aici. Roți făcute la Top Wheels. Vopsite cum trebuie. Da, la Top Wheels sunt făcute. Da? De vânzare. 20 de milioane. De ce le vinzi? Că le-ai făcut la Top Wheels? Nu, că n-am ce să mai fac cu ele. Vezi că mai am o rând acolo pentru Brera. Câte să mă iau? Nu, nu înțelegi, nebun. Uite, ești neatinse, nu nimic. Perfecte, uite. Perfecte. Cauciucuri noi. Dot. Unde-i dotul? Am mai zis o dată. Dot 14. 2014, e bine. 2022-2014, ți-am zis, sunt noi, sunt ca noi. Da, mă, atinge aici, mă. Atinge aici. Hai că vedem acum. Mă, ai zgâriată? De două ori am dat. Ai zgâriată? Dacă stau cu ăsta pe pici. Vezi? Asta e diferența între unul și altul. Știi care, care e diferența? Niciun. Ăsta e roșu, ăla e gri. Nu cred. Da. Ăsta.
Păi și puteam să-i dăm niște găuri cu mașina cu de găurit și eu făceam, îl făceam găurit? Le făceam găurit? Îl făceam găurit, am zis. Îl făceam găurit cu mașina de găurit. Se putea face. Credeam cu șanfren, știi ce era șanfren? Gaură, după care vii cu un spiral mai mare și o gaură, lărgești gaura conic și se cheamă șanfren. Deci, sunt prea bătrân. Stânga, dreapta, sunt pe... Stânga, dreapta, animeritor bubărăila. Dar eu deci discurile astea sunt că discurile sunt unul pe stânga, unul pe dreapta. Nu toate discurile, nu dăm noi informații că nu suntem nu, dar ăsta e, pe stânga și unul pe dreapta. Ăsta e, din fericire. Le-am nimerit fără să ne dăm seama decât la ultima, la ultimul montaj. Un șurub. Da, și ce? Sigur sau zici doar așa? Acum, sigur, nu poți fi de nimic. Ce zicea apă, zicei că mi-ai dat canghen? Da. Bună, apa asta, canghen. Nu mai dau un pahar? Nu, mulțumesc. Știi care trebuie? Eu nu beau apă caldă, asta e treaba. Nici măcar apă rece nu e puțin. Te ștergi pe mine? Da, era murdă. Dar ce ți-am spus mai devreme? Era murdă. Ce ți-am spus mai devreme vis-a-vis de haine? Te-a rugat frumos. Te-a rugat frumos. Deci zici tu ceva interesant, că să uită lumea la noi. Ce trebuie să faceți? Să curățați foarte bine. Să curățați foarte bine. După care am pierdut tubulara. Am pierdut tubulara. Ce tubulara este? Tubulara de 12. Dar pe strâns. Nu, că avem și unde dinamometrica nu mai e. A dispărut. A furat dinamometrica. Nu lăsați etrierii cum l-am lăsat eu să atârne aici în raport. Nu cred că ai făcut asta. Nu, nu, nu. Eu le spun, nu lăsați. Deci nu trebuie lăsat etrierul să atârne, că dacă e vechi, s-ar putea să crape. Și dacă e nou, tot nu e bine. Șurubul 2. Și de ce l-ai lăsat la mine? La cât plătești, se pare și normal să fim superficie. Nu-ți mai dai niciun ban, mă. Știi instalatoria care lasă un ban pe țeavă? Nu. Mă. Unde crezi că s-a dus tubulara aia? Cum s-a dus? Foai de ca la mine motor? Mamă, unde s-a dus tubulara? Bagă-te, te rog. Mamă, nu mă bag. Îți cade de 5 dolari. Îți cade 5 dolari. 100 de euro mă bag. Dă-te puțin să răce. Dă-te puțin să răce, mă, cum mă bag eu. Nu mă bag, e departe. Ia uite. Mamă, uite ce fac. Uite-te ce fac. Uite-te ce fac eu. Și dacă las eu acum cheia aia? Am murit pe loc. Gata. Este. Ai luat? A luat-o. Bravo. A luat-o. Aude ce motor i-am făcut. Poc. Filmează-te rog frumos aici. De. Să spună admiratorii tăi ce? Dacă cineva nu are la țară o plită așa la sobele alea. Uite, uite. E argintiu ăla frumos pe care îl dădea mamaia pe plită. Bine, ținea până la prima aprinderea focului. Astăzi. Asta ce e, de la Miyagi? Eu țin ca un vauțeau. Asta Miyagi se concentrează. Dar ce nu dai cu diamometrul ăla sau cu ce? Diamometrica la sfârșit. Gata. Și acum diamometrica. Țac, 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 țac. Uite-și. Două coace. Două coace. Așa. Coace aia și tubulară. Tu cu asta. La cât se strânge? Blocăm aici, la 35 de litonometră. Gata! Strâns! Și cu dinamometrica. Aia strâns, 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 mufa băgată, mufite băgat. Din păcate nu putem monta roțile pentru că nu avem distanțieri necesari. Dar următorul episod o să o vedeți cu roțile puse. Nu, nu, în episodul ăsta o să o vadă cu roțile puse. Da, nu episodul pentru mine. A, pentru tine, da. Da, pentru că eu sunt în episoade. Da. Acum nu știu că mă mai prinzi, în funcție de cum plătești. Îmi dai bani acum? Nu. Nu, bun. La final? Da. Bine, finalul va fi când vreau eu atunci. Da. Gata, cam asta este. Da, te rog o parte. Cum ai zis, da, te rog o parte? Da. Mamă, ce discuri am. L-am luat din Germania, că în România n-am găsit. Ce crezi? N-am găsit. Aia e.
Deci, domnul Adi, cum facem? Domnul Adi, facem în felul următor. Nu ați terminat lucrarea, deci nu te pot plăti. Să vedem pe spate cum arată mașina. Păi, nu ați terminat lucrarea. Din cauza cui? Și pe față? Uite-te, din cauza cui? Din cauza? Din cauza cui? Asta ce sunt aici? Nu știu ce sunt. Din cauza cui? A ta. Ai cumpărat jantele copate? Băi, când o să văd roțile pe mașină... Nu, băi, în primul rând, nu, băi. Băi, când în o să văd... În primul rând, nu, băi, deci... Deci dacă... Nu, că și așa, uite, a căzut ăsta, nu mai. Cum? Când văd roțile pe mașină, îți plătesc, ca să știi. Antena Bulciu. Eu nu mai vin. Pa, pa. Banii, că nu mai vin. Pa. Pa, Adi. La revedere. Să dai banii pe tag. Nu e așa eu... Să-ți calezi o mașină, nu se poate. Este imposibil. Deci am calat Ferrari, Maserati, Lamborghini. Și nu m-a chinuit în halul ăsta să calezi o mașină. Și degeaba, că nu plătești clientul. Asta e cel mai dureros. Că dacă ar plăti, m-aș tăvăli ca o râmă. Mă. Ce faci, mă, iar filmez? Uitați să spun, eu mă grăbesc, că mă duc la premiera, la film. Mai durează o oră să o ridic. O oră îți dau roțile jos și nu știu dacă puteți să schimbăm plăcuțele de frână. Așa că ai bani de Uber? Dacă n-ai, îți dau eu. Da. Hai să râzi. N-am bani de Uber. Nu, da. Asta cu banii de Uber a fost întrebare capcană să văd dacă ai bani să-mi dai banii astăzi, că termin lucrarea. Of, 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 dintre atâția mecanici buni, dintre atâția mecanici buni, eu vin... Oare de ce? Bă, e de scumpă ca și cocaina, sunt pe piciorul. Ce? Cocaina mecanicilor e asta. Asta e roșie, 50 de euro pentru fiecare etrier din ăsta, căruia îi fac așa. Ai fost de acord cu prețul, ți l-am comunicat înainte. Nu mă poate nimeni acuza de nimic. Dacă aveai etrierii galbeni, aveam și vaselina galbenă. Aia era mai ieftină, aia galbenă e 15 euro. Asta e roșie scumpă. Scumpă. Costă mult achiziție. Și să și știi să o dai, că nu... Asta nu e microfon. Uite puțin mai... Protecția muncii, tu nu respecti. Tu mi-ai dermat mie pistolul electric. Da. E bine? Niște distanțe. Sunt ce spun bun eu. Că aici atinge în asta. Roata. Mai îmbrodorit ăla. Mie nu-mi plac, dar asta e, cercurile? Alții n-avem. Cercurile? Cercurile vin acum. Repet, mie nu-mi plac. Nu au de ghidaj. Nu se ghidează. Păi și e safe? Nu prea e safe. De poze e ok. De mers, oricum ai venit cu roata slabă de acasă până aici. Așa că nu-mi fac griji. Hai să încercăm. Să vedem cam ce putem să executăm. Așa. Dacă cumva tu nu înțelegi că asta nu e în regulă aici. Asta nu este în regulă ce se întâmplă aici. De ce? Pentru că asta trebuie să aibă un ghidaj. Trebuie să centreze la fel și ea. La fel de bine ca și discul, ca și tot. Ca maieul, ca fuzeta, ca... Păi. Ca și tot. Nu e ok, ori nu... Nu, are un ghidaj. Aici e o chestie festă. Și ce-i fest? Fest este aproape fix. Adică la limită.
Asta e bine când vii pe aici, că mai înveți. Fest înseamnă repede, țărani. Nu, fest înseamnă repede, ăla e fast. Fast and furious. Te vezi? Da, că te-ai muncit și pe afară. Nu, am muncit pe afară. Am învățat la școală. Asta se învață la școală. Profesional, liceu, da, facultate, acolo? Sorbona. Ia să vedem. Îl dădea larg, îl vedea toată lumea. Și am zis, bă, dă-l mai scurt așa, mai înțepat, mai job ăsta. Cum îl dădeai tu în... Că dădeai mai un tineret, da, când te eram. 30! 30! 5!